În urma controalelor noastre am depistat 16.662 de metri steri. Tot acest volum de masă lemnoasă a fost luat la evidență, așa încât prejudiciul l-am minimalizat pe cât e posibil, și în volum bănesc asta ar însemna peste 10 milioane de lei. În ce zonă a fost asta? De la sud la nord, peste tot. Am avut asemenea... În urma controalelor am depistat volume de masă lemnoasă diferite, de la 100 la 200 de metri steri. Dependență de ocolul silvic, în dependență de gospodarul care stă în frunte acolo. Și în urma acestora, v-am spus, au fost sancționați 476 de lucrători până la eliberarea din funcție. Cele mai mari de lucrători? Au fost la Iedineț, mare parte, cele mai mari acolo au fost. Și care ar fi măsurile de prevenire? Păi, tocmai despre asta v-am spus, lichidarea lemnului tehnologic din catalogele noastre, controlul care va fi permanent, interzicerea tăierilor rase, proiectul cu trasabilitatea masei lemnoase, astea sunt câteva din acțiunile noastre, plus reforma instituțională.